Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. În Vrancea, grindina a lovit din nou ieri după amiază. Cele mai afectate localități sunt, după primele estimări, comunele Bolotești și Țifești. Distrugerile au mers în unele locuri până la 100%, după cum spun primarii. Cele două localități, Bolotești și Țifești, au fost bătute de grindină și în urmă cu două săptămâni, însă atunci pagubele nu au fost atât de mari. Grindina nu a fost mare, dar a fost atât de multă încât au înfundat șanțurile. În satele Găgești și Pietroasa din Bolotești, oamenii nu au rămas cu nimic pentru că distrugerile au ajuns chiar și la 100%. În momentul în care sunt asigurați și au făcut, așa cum am spus, grindina este fenomen asigurabil. Orice firmă de asigurare are prevăzut acest fenomen pentru a fi asigurat. Cetățenii, am și recomandat cetățenii, atât persoane fizice cât persoane juridice care dețin suprafețe cu vițe de vie sau pom fructiferi, sunt înștiințați, sunt informați de condițiile acestea schimbătoare și această apariție pe o perioadă lungă a grindinei, ca și perioadă și ca și timp, repetarea lor, îi determină să-și facă asigurări pentru acest fenomen meteo. Posibilitatea din acest an, fiind un an cu particularități, ar fi de evidențiere a producției, care în urma calamitării nu se mai poate realiza, producția planificată, programată sau dorită, și cu solicitarea din partea primăriei pentru persoanele fizice sau direct a persoanelor juridice, să se evidențieze la Direcția Finanțelor Publice în vederea scutirii de la impozitarea venitului pe producție agricolă. Grindina a făcut pagube și în Țifești, unde a bătut timp de o oră și a distrus foarte mult, mai ales în satul Sârbi. Ștefan Săchin, primarul comunei Bolotești, spune că au fost afectate 400 de hectare de viță de vie, 100 de hectare de porumb, 180 de hectare de livadă și 30 de hectare de legume. În Țifești încă nu s-au contabilizat pagubele. 9 dispozitive de diferită calibre au fost descoperite într-un depozit de fier vechi din Adjud. Pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea îi sfătuiesc pe cei care descoperă elemente de muniție să anunțe imediat la numărul unic de urgență, pentru că există riscul ca acestea să se declanșeze la atingere și să provoace o adevărată tragedie. Cele 9 elemente de muniție neexplodată au fost ridicate ieri din localitatea Ajud, un alt element fiind descoperit de către un odobeștean în timpul efectuării unor lucrări agricole. Misiunile au fost anunțate prin intermediul numărului unic de urgență 112. Proiectilele explozive identificate au calibre cuprinse între 76 și 152 de mm. În ambele cazuri, muniția neexplodată a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță la depozitul special amenajat în vederea distrugerii. 10 proiectile explozive și perforante au fost ridicate în cursul zilei de ieri de specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 9 dintre acestea au fost descoperite de muncitorii unei societăți comerciale de prelucrare a fierului vechi din Adjud. Au fost proiectile explozive și perforante de calibre între 57 și 152 de mm. 9 proiectile explozive și perforante au fost descoperite de muncitorii unei societăți comerciale cu domeniul de prelucrare a fierului vechi din municipiul Adjud. Acestea au fost asanate de specialiștii pirotehniști. De asemenea, un alt proiectil exploziv de calibru 76 de mm a fost descoperit de un cetățean din orașul Odobești, în timp ce efectua lucrări agricole în curtea gospodăriei proprii. Deși vechi de mai bine de 70 de ani, astfel de elemente de muniție neexplodată sunt încă foarte periculoase. Recomandăm cetățenilor care le descoperă să nu le atingă, să nu le miște din loc și să nu le comercializeze în societățile de prelucrare a fierului vechi. Imediat trebuie apelat numărul unic de urgență 112. Orice element de muniție neexplodată trebuie anunțat la numărul de apel unic pentru situații de urgență 112. Ministrul Educației, Remus Pricopie, prezent ieri la Focșani într-o vizită de lucru, a participat la activitățile prilejuite de organizarea celei de-a 5-a ediții a fazei naționale a competiției Business Plan. Cu această ocazie, ministrul a insistat încă o dată asupra importanței îmbunătățirii relațiilor dintre licee și reprezentanții mediului de afaceri. Ministrul Educației a precizat că este importantă îmbunătățirea relațiilor dintre oamenii de afaceri și unitățile de învățământ din județ. Asta pentru că este important ca elevii să-și poată găsi de lucru mai ușor după absolvirea studiilor liceale. Toate parte din ele sunt prezentate pe margine. Cred că este foarte important ca elevii să facă astfel de exerciții încă din timpul școlii, pentru
că vorbim despre spiritul antreprenorial, despre modul în care tinerii noștri sunt pregătiți să facă față vieții economice și văd aici că școala în care faceți parte își ia toate măsurile ca dumneavoastră să fiți pregătiți. Gazdele Business Plan au precizat că acesta este și scopul organizării acestei competiții, care reunește reprezentanții mediului de afaceri și unitățile de învățământ din județ. Organizatorii l-au asigurat pe ministrul Pricopie că toți elevii care se vor remarca prin ideile lor vor avea toate șansele să își găsească un loc de muncă la societatea comercială din județul din care provin. Înseamnă că acest concept al firmei de exercițiu și ceea ce faceți dumneavoastră aici are însemnătate la nivelul cel mai înalt. Eu, ca președinte al Patronatului Tinerilor Întreprinzători, aștept ca noi membrii să vină din firmele acestea de exercițiu și ca România să devină o țară a tinerilor întreprinzători. Cu siguranță, dacă e domnul ministru aici, ar trebui să profităm, să fim foarte atenți, să menținem apropierea între mediul de afaceri real și educație, să fim foarte atenți și punem în obiectivele finanțărilor 2014-2020 și să menținem un dialog constant și constructiv. În cadrul întâlnirii pe care au avut-o ieri cu directorii unităților de învățământ din județ, Remus Pricopie, ministrul educației, i-a sfătuit pe oficialii inspectoratului școlar să îmbunătățească parteneriatul cu mediul de afaceri și să intensifice activitățile practice cu elevii pentru a ajuta pe aceștia să se acomodeze cu lucru într-o echipă, într-o companie privată. Locuitorii din satul Bodeș, din comuna Vrâncioaia, și-au văzut visul cu ochii. De câteva luni au un cămin cultural nou-nouț. Imobilul este folosit de către localnici pentru diverse activități culturale, nunți, botezuri și pomeni. Și un atu important în cariera viitoare. Investiția realizată cu bani de la bugetul local are sală de festivități cu o capacitate de 140 de locuri. Bucătărie proprie dotată cu toate cele necesare, începând de la furculițe și cești de cafea până la ragaș și frigider. Imobilul poate fi folosit pentru nunți, botezuri și chiar pentru pomeni de către localnicii din Bodești. În timpul derulării lucrărilor la sala de festivități din sat, a fost refăcut și acoperișul școlii cu clasele 1-4. De asemenea, a fost construit un gard de protecție în jurul căminului și au fost montate mai multe lămpi de iluminat stradal. Ideea de a face această construcție ne-a venit atât mie cât și viceului primar Roșca Vasilică pentru satul Bodești, satul natal al dumnealui și pentru cetățenii satului Bodești. În special faptul că la momentul respectiv nu aveau nici cămin, nu aveau nici o casă de prăznuire, nu aveau nimic. Și fiind foarte aproape de biserică, fiind cam în centrul satului, ne-am hotărât să construim un cămin, o sală de festivități care să satisfacă nevoile satului, atât privind ceea ce privește o nuntă, un botez, chiar și o prăznuire, o pomană pentru atunci când este nevoie. Locuitorii din Bodești sunt mulțumiți de aleșii locali, care fac totul pentru a rezolva problemele comunității. Avem nevoie de acest cămin pentru că nu aveam spațiu pentru distracție, pentru copii, pentru noi totul, sectorul personal al satului Bodești. Suntem mulțumiți ajutorului cu ajutorul primarului și a viceului primar și al altor persoane care s-au implicat mult în această activitate pentru să facă acest cămin. Mulțumim! Investiția finalizată la Bodești are o valoare de 750 milioane de lei vechi, bani de la bugetul local. În comuna Suraia a avut loc un eveniment inedit și anume întâlnirea celor care, cu mulți ani în urmă, au terminat 7 clase pe vremea când erau obligatorii doar primele 4. De altfel, la reuniune au fost prezenți și aceștia din urmă, cu toții bucurându-se de revedere. Organizatorul acestui moment, cu o mare încărcătură emoțională, a fost profesorul Viorel Tănase, mulți ani și director al școlii din localitate. Sărbătoare mare la Suraia. Absolvenții promoției 1956 s-au întâlnit astăzi după 54 de ani. Emoția a fost cu atât mai mare cu cât unii dintre ei nu s-au mai văzut de când erau copii, atunci când au absolvit 4 clase primare. Să întreb ceva. De când nu i-ați mai văzut? De atunci. Am avut însă prilejul, pentru că am fost profesor în Suraia 9 ani și directorul școlii și am avut printre relații, spre exemplu, cu Viorel Tănase, care atunci l-am primit în învățământ ca proaspăt absolvent. Pe Dănuț Lăzărescu l-am întâlnit mai des.
Am fost chiar coleg de clasă cu sora lui la 5-7. Și aici în Suraia am activat din 1963, când am terminat facultate, până în 1972, perioada în care am activat în Suraia și m-am străduit ca să construiesc localul de școală care este acum. Primii pași cu învățătorii, cu primele stângăcii și primele obrăznicii și lucrurile astea ne dau un simțământ care nu poate fi descris așa, ci simțământul de a-ți vedea foștii colegi este deosebit. O să vă distrați? Bineînțeles că după ce ne derulăm programul, se încheie cu o masă unde ne amintim, ne povestim despre familie, despre ce mai e nou prin Suraia, despre rude. Ne întâlnim ca să devărăvăm filmul trecutului, amintirile din școală și după aceea, dar noi suntem din sat, ne mai cunoaștem, să ne vedem mai bine, să ne cunoaștem mai bine, să ne întâlnim, practic. Să-mi văd, am eu anumiți colegi pe care vreau să-i revăd, despre care mi-amintesc ca nume atâta, pe Marin Vica, nu știu cum o cheamă acum, pe domnul Lăzărescu, Dan, bineînțeles pe Viorel Tănase, Lucica, să revăd, dar vreau să-i revăd și pe ceilalți, să-mi amintească cineva cum mă chema, pentru că am uitat. Și să retrăim momentele, să adresăm un gând de recunoștință învățătorului nostru, domnului Tănase, care totuși mi-a pus bazele educației. Atunci nu conștientizam, dar după aceea mi-am dat seama. Cel care a pus totul la cale este profesorul Viorel Tănase, fost director al școlii ani îndelungați și care a dorit să mai vadă odată la un loc pe cei cu care a învățat alfabetul, a învățat să scrie și să socotească în clasa în care învățător a fost chiar tatăl dumnealui. Păi, să vă spun eu și o chestie sentimentală la mine. Noi am avut învățător pe tatăl meu. Una, doi. Pe urmă, amintiri din copilărie, din satul natal, de locurile de joacă, cu și așa mai departe. Astea sunt cele mai fericite clipi care le poți avea, mai ales la o vârstă venerabilă ca a noastră. V-ați dorit foarte mult să vă revedeți, colegi? Neapărat. Din păcate, au venit puțini. Vor veni puțini. Vor veni doar 18. Vom uita de toate și ne vom aminti, ne vom depăna amintiri din copilărie, locuri de joacă, de boacănele care le-am făcut, de tot ce este mai spectaculos din copilărie. Pe cine ați dori să vedeți în mod deosebit? Pe toți, nu fac deosebire, toți colegii mei. Eu deja i-am mai văzut așa, nu pe toți, dar pe marea majoritate i-am mai văzut, pentru că mulți din ei sunt de aici, din sat. Și eu le-am învățat copiii, m-am mai avut contact cu ei. Unii care au fost plecați, sunt destui care au venit și îi așteptăm să mai vină. Absolvenții școlii din Suraia au promis că vor face din acest moment un obicei, continuând seria întâlnirilor. Originar din vestul Asiei, inul este o plantă cultivată încă din anul 2000 înainte de Hristos de popoarele antice, egipteni, greci, indieni, evrei, folosirea lui fiind atestată de pânzele găsite în morminte. Medicina populară folosește semințele în scop fitoterapeutic și dietetic. Uleiul de in obținut prin presare la rece scade colesterolul și trigliceridele. Dată fiind importanța acestei plante, dar și prețul bun obținut la vânzare, fermierii vrânceni s-au decis să cultive inul intensiv. În Vrancea, pe 85, în dreptul localității Garoafa, agricultorii au semănat aproximativ 70 de hectare cu in. Specialiștii spun că acesta este doar un început și că fermierii își vor extinde suprafețele cultivate cu această plantă, dacă avem în vedere că prețul la vânzare este unul foarte bun. Deosebit, în anul acesta, în baza programată privind însămânțările culturilor agricole, putem preciza existența culturii de in, care, ca și noutate, putem afirma la acest moment, este în faza
de înflorire, culoarea atrage pe cei mai mulți curioși, ulterior să și verifice curiozitatea și cunoștințele vis-a-vis de faptul fie că este in sau o altă plantă tehnică. Fac precizarea că este puțin pretențioasă vis-a-vis de condiții și particularități tehnologice, ca orice plantă tehnică, însă posibilitatea valorificării la un preț avantajos i-a îndemnat pe cei care au încercat această cultură să facă verificarea din acest an, ulterior să respecte rotația, asolamentul și să vadă rentabilitatea ei ca și noutate pentru județul Vrancea. Inul are în compoziție glucide, celuloză, proteine, săruri de potasiu și magneziu, ulei, vitaminele E și F, fiind o sursă importantă de acești grași tip omega-3. Are, printre altele, acțiune emolientă, laxativă, datorită mucilajilor și fibrelor celulozice pe care le conține, antiinflamatorie, antihemoroidală, nervin, combate hipovitaminoza F, scade colesterolul și trigliceridele, reduce riscul de infarct. Copiii care au obținut rezultate în cadrul celei de-a patra ediție a mini-olimpiadei de matematică au fost premiați de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Elevii au primit diplome și premii surpriză, dar au fost și felicitați de către cei din conducerea inspectoratului. Zeci de elevi au luat parte în această competiție, iar astăzi, în cadrul festiv, cei mai buni dintre ei au fost premiați și felicitați. Ediția de anul acesta a mini-olimpiadei de matematică a reunit mai mulți copii pasionați de matematică, în special din Focșani. Potrivit organizatorilor, concursul este organizat cu scopul de a dezvolta spiritul de competiție și antrenarea unui număr mare de elevi în activități extrașcolare. Am avut așa un curaj mare să organizăm un concurs care să antreneze aproape tot județul și chiar din Galați. Am avut și anul trecut și anul acesta participanți și avem nevoie de încurajări. Vă mulțumesc tare mult și vă mai spun că dacă sunt cadre didactice care n-au reușit să-și ia adeverința de însoțitor, o pot lua acum. Dacă o să vedeți în diplome că am greșit ceva, numele profesorului îndrumător sau școala de proveniență. Cea de-a patra ediție a mini-olimpiadei de matematică a fost organizată de Școala Gimnazială din Vânători cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va înrăutăți față de intervalul precedent. Norările se vor accentua treptat și se vor semna la averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 22 și 24 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!